Sunt locuri pe pământ unde timpul încă are răbdare. Un astfel de tărâm este muntele Athos din Grecia, bastionul creștinismului ortodox. O fâșie abruptă și stâncoasă care se înfige în Marea Egee, unde ritmul vieții este cu foarte puțin diferit față de cum era în urmă cu un mileniu. Pe muntele Athos, supranumit Grădina Maicii Domnului, totul gravitează în jurul bisericii. Aici rugăciunile nu se opresc niciodată. În chilii și la mănăstiri se țin slujbe de 3 ori pe zi, în fiecare zi. Deși se află în Grecia, muntele Athos este o regiune autonomă, autoguvernată, o comunitate monastică formată exclusiv din călugări, unde accesul femeilor este strict interzis printr-o lege veche de 1000 de ani, Avatonul. Călugării spun însă că interdicția vine chiar de la Maica Domnului, protectoarea Sfântului Munte. Împăratul Teodosie mai avea și o fică și ea și-o dori foarte mult să vină să închine la mănăstirea făcută de tatăl ei, că până atunci nu era regula să nu intre femeie, abia la începutul, așa să spunem, a Athosului. Și când a intrat în biserică, s-a apropiat de icoana Maicii Domnului, icoana Maicii Domnului a devenit ca vie. Jos, coprește-te și întoarce-te înapoi, că de azi înainte să nu mai intre femeie în Athos, că zice mănăstirea și Athos o are împărăteasă. Și altă femeie să nu mai intre în Athos. Și atunci ea s-a închinat, s-a întors înapoi și s-a pus ca regulă să nu mai intre femeie în Athos. Pentru pelerinii care vor să meargă pe muntele Athos, primul pas este obținerea unui permis special, pentru că numărul vizitatorilor este limitat. Odată luată aprobarea, nu mai rămâne decât să urce pe unul din feribăuturile care pleacă dimineața din portul Uranopoli cu destinația Athos. Accesul pe muntele Athos se face pe mare și doar în baza unui permis special numit Diamond Interion. Costă 25 de euro și este practic o invitație din partea unei mănăstiri. Doar bărbații au voie să pună piciorul pe Sfântul Munte, accesul femeilor fiind interzis. Am primit permisiunea, binecuvântarea, în limbaj monastic, de a filma chilia Buna Vestire din schitul Lacu. Alături de prodromul, Lacu este unul dintre cele 2 schituri românești de pe muntele Athos. Drumul este anevoios. La chilie suntem întâmpinați în arhondaric de părintele Paisie, cu tratația tradițională cu care sunt primiți pelerinii ce urcă pe Sfântul Munte. Lucumi, iarăși cuvântul grecesc, în limba română este rahat, un pahar de apă rece și un pahar de uzu sau de tărie. Noi aici, fiind pe meleaguri românești, înlocuim acest uzu grecesc pe care românii nu prea-l agrează, să spunem așa. Înlocuim această mică băutură cu o băutură tradițională românească. Aceasta este o afinată, făcută în România și aduse de pelerini cunoscuți, cum au putea folosi. Deci, este binecuvântare să serviți drag, pentru că cu același drag sau și mai mult drag v-am primit. Doamne ajută! Bine ați venit, Doamne! În cele 17 chilii ale schitului Lacu trăiesc, în limbaj local exprimarea este se nevoiesc, 55 de călugări, în vreme ce la prodromul sunt 40. Alte câteva zeci de părinți români sunt răspândiți pe la cele 20 de mănăstiri de pe muntele Athos. În total sunt în jur de 150 de călugări români, o zecime din populația Sfântului Munte. Lacus este cuvânt grecesc și înseamnă voale de presiune, groapă. Schitul din groapă, așa este tradus schitul Lacu, Lacu Schite. Este primul schit românesc înființat în muntele Athos și este atestată de la începutul secolului al XVIII-lea. Viața pe muntele Athos înseamnă post și rugăciune. Fiecare chilie are propria biserică în care se țin slujbe de 3 ori pe zi, dimineața, seara și la miezul nopții. În biserici nu este permisă lumina artificială, ceremoniile au loc la lumina lumânărilor, chemarea la slujbă se face prin tragerea clopotelor.
Ce se întâmplă? Aici se pune foarte mult accent pe legătura cu Dumnezeu, cu Maica Domnului. Și atunci avem slujbile continuu la biserică. Adică în fiecare zi avem cu vecernic, cu pavecerniță, cu utrenic, cu Sfânta Liturghie în fiecare zi. Deci e legătura permanentă cu Dumnezeu, pentru asta am venit în Athos. Slujbele ținute la Biserica Chiliei Bunavestire sunt transmise în direct și pot fi ascultate din orice colț al lumii. Suntem în transmisiune directă. Ești îmbrăcămită împărăție tale, Hristoase. Biserica principală a unui schit se numește Chiriacon, locul unde duminicile și în zilele de sărbătoare toți preoții și călugării se adună la slujbă. Chiriaconul schitului Lacu are peste un secol vechime și posedă icoane, despre care se spune că sunt făcătoare de minuni, și racle cu sfinte moaște, adevărate comori pentru călugări și pelerini. Prima și cea mai prețioasă dintre ele este această raclă cu o portecică din moaștele Sfântului Marele Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Aici un spin din coroana de spini a Mântuitorului, cu care a fost încununat în semn de batjocură de către ostașii romani. Avem aici, iarăși unul dintre principalele odoare sfinte ale acestei biserici, o părticică foarte mică din lemn Sfintei Cruci. Iarăși un odor de preț al Sfintei Biserici, avem o portecică din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. Lângă Chiriacon se află osuarul, locul unde rămășițele pământești ale călugărilor se odihnesc într-o ordine matematică. Părintele Paisie ne invită să ne arate viitorul. După un număr de ani, aceste oseminte ale părinților îngropați în cimitir sunt scoase, spălate, curățate, spălate cu vin, după tradiția ortodoxă, și așezate separat. Craniile le vedem puse separat, iar celelalte osemintele sunt puse separat. Și acolo avem o candelă nestinsă, sau care este aprinsă mereu, și este un simbol al rugăciunii neîncetate ce se face de către părinții din schit, care sunt în viață, pentru cei plecați din această viață pământească la cer, pentru odihna lor în veșnicie. De mai bine de un secol, osemintele lor sunt așezate aici. Călugării de pe muntele Athos nu mănâncă deloc carne, în afară de pește și fructe de mare. În post, monahii mănâncă o singură dată pe zi după slujba de dimineață. Chemarea la trapeză se face tot prin tragerea clopotului. Masa este una frugală, începe și se termină cu o rugăciune, iar pe tot parcursul ei, unul dintre frați citește din cărțile considerate sfinte. Se va ajunge negreșit la portul de împărăție. Însă nu trebuie și asta dinainte. Da acest drept stăpânului spre a primi aceasta de la el sau... Părintele Teologos este un fost aitist care și-a găsit liniștea pe muntele Athos, și-a transformat meseria în misiune și acum propovăduiește pe internet învățăturile bisericii. Am văzut că în timp oamenii nu mai citesc. E o mare dramă, eu n-aș dori să fac activitatea de misiune pe online și pe vizual, aș dori să scriu. Scopul bisericii este un scop terapeutic. Ortodoxia nu se ocupă cu aprinsul lumânării la biserică și cu dusul colacilor și a colivei, desigur că se face și asta la momentul oportun. Ortodoxia se ocupă cu vindecarea sufletului uman și deci ajungerea la fericirea veșnică. Părintele Teologos are un dar special, acela de a vorbi pe înțelesul oamenilor, dar și de a spune lucrurilor pe nume. Omul este căzut, da? Bun. El, ca orice ființă rațională, se îndreaptă înspre perfecțiune. Ăsta este drumul către perfecțiune. La un moment dat, în acest drum al său către perfecțiune, apare un centru de plăcere, ca o forță magnetică. Să-ți imaginezi un magnet foarte puternic, care îl distorsionează pe om de la drumul său cel drept. Asta este păcatul. Păcatul este o forță magnetică care îl atrage pe om în direcția respectivă. Această forță magnetică este simțită de către creier ca plăcere. Deci, păcatul este o formă de plăcere distorsionată. Rugăciunea este importantă, mai spune părintele Teologos, iar ea poate fi adaptată vremurilor moderne, vieții cotidiene aflată într-o dinamică nebună.
Rugăciunea se poate adapta și trebuie să se adapteze în principal cu rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Această rugăciune este foarte puternică, de fapt este cea mai puternică formă de rugăciune din mai multe motive. Întâi de toate pentru că este foarte scurtă. Este foarte scurtă și nu intră multe gânduri în ea. Dacă avem o rugăciune liniară, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele, pâinea noastră ce-ați preferit. A, pâine, ce pâine bună am mâncat astăzi, măi, oare mâine de unde să cumpăr pâinea? Îți zboară gândul acolo, la griji. Și rugăciunea se sparge. În cazul rugăciunii dintr-un singur gând, adică Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, nu mai sunt gândurile astea. Vin și ele, dar mult mai puțin. Și deci, în haosul cotidian, se impune mult mai mult această rugăciune scurtă. Cel mai important lucru din viață, spune Părintele Teologos, trebuie să fie iubirea. Dumnezeu a făcut persoanele să fie iubite și lucrurile să fie folosite. Drama noastră astăzi este că ne folosim de persoane și iubim lucrurile. Trebuie să inversăm, adică să iubim persoanele, să oferim timp persoanelor și întâi de toate persoanelor supreme, adică lui Dumnezeu, Sfintei Treimi. Da? Și să nu uităm să iubim, să nu uităm să iubim, să ne oprim puțin din goana asta nebună, nebună, nebună. Hai să oprim verbul a face și să ne ocupăm mai mult de verbul a fi. Până și Shakespeare, prin gura unui personaj lui celebre, Hamlet, a spus, a fi sau a nu fi? Asta e întrebarea. Da? A fi sau a nu fi iubitor? Asta este întrebarea. Pentru că iadul, după cum spunea Dostoevski, este singurătatea veșnică, imposibilitatea de a iubi. Fraților, orice ar fi, cu orice jertfă, trebuie să iubiți. Trebuie să iubiți. Hristos a înviat. Și Hristos a înviat pentru că a iubit la maxim și n-a fost o secundă în viața lui Hristos în care omul ăsta a urât. Omul ăsta și Dumnezeu ăsta, pentru că a fost om adevărat și Dumnezeu adevărat. Pelerinii vin cu miile pe muntele Athos în fiecare an pentru a asculta cuvântul Sfinților Părinți și pentru a căuta liniștea specifică locului, despre care spun că nu au mai întâlnit-o nicăieri altundeva. Este a cincea oară când vin la muntele Athos și de fiecare dată găsesc liniște, liniște sufletească. Este o experiență impresionantă, mai ales pentru cei care n-au fost. O experiență plăcută, poți să te așezi cu gândurile tale, poți să te rogi în liniște, poți să faci tot ce înseamnă viața duhovnicească. Este ceva extraordinar și recomand tuturor să încerce măcar o dată să vină pe munte. De câte ori vin aici, plec alt om și vin des, v-am spus. 7 ori pe an vin și tot plec alt om. Ca om vorbim, nu ca preot. Nu vă mai spun ca experiență duhovnicească. În primul rând, găsești o liniște profundă, o liniște lăuntrică în rugăciune, în meditație și în rugăciunea duhovnicilor și preoților care se roagă aici. 80% dintre pelerinii care vin în fiecare an pe muntele Athos sunt români. Asta înseamnă că aproape în fiecare zi sunt 10 de conaționali care trec prin portul din Uranopoli, punctul de plecare spre Sfântul Munte. Restaurantele locale s-au adaptat, au meniuri în limba română și chelneri care vorbesc românește. Bine ați venit! Bună dimineața! Poftim! Avem fructe de mare, ciorba de pește, de legume, cartoflu. Poftim aici, la mine, mulțumesc frumos! Unul dintre românii care au trecut prin Uranopoli a venit pe Sfântul Munte pentru o ceremonie specială, trecerea de la catolicism la ortodoxism. Botezul are loc în baptisteriul Chiliei Bunavestire. Se botează robul Dumnezeu Ștefan în numele Tatălui. Amin. Tatălui, amin. Amin. Sfântului Duh, amin. Pe pereții baptisteriului, alături de sfinți și mucenici, sunt imortalizați și voievozii țărilor române din vechime. Vreme de 3 secole, domnitorii români din perioada medievală au fost cei mai mari susținători ai mănăstirilor de la Muntele Athos, începând cu Neagoe Basarab, Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, dar nu numai. De aceea nu există chilie sau biserică românească aici pe Muntele Athos în care ei să nu fi fost pictați în semn de omagiu. Inevitabil sunt și aspecte mundane ale vieții într-o chilie atonită. În intervalurile dintre slujbe și rugăciuni, călugării au roluri bine determinate. Fiecare monah are o ascultare, un program de lucru care se face cu binecuvântarea starețului chiliei, al schetului sau
al mănăstirii. Există ascultarea de bucătar, ascultarea de trapezar, ascultarea de secretar, ascultarea de arhondar. Arhondar este cel care primește pelerinii, îi cazează și se ocupă de tot ce au ei nevoie. La Chilia Bunavestire se află singurul atelier de croitorie de pe muntele Athos, unde se fac veșminte preoțești brodate. Prețurile variază între 500 și 2000 de euro, în funcție de complexitatea modelului ales, iar monahii croitori nu fac față comenzilor. Cele mai multe comenzi le primim din Grecia, din afara Sfântului Munte și din România. Primim și din Sfântul Munte, de la câteva mănăstiri. Părinții au făcut și veșminte arhierești pentru patriarhi. Patriarhul Ioan al Antiohiei, pentru Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, pentru... am mai fost un alt patriarh care... și Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. În momentul vizitei noastre se apropia sărbătoarea de bunavestire, hramul Chiliei, iar călugării așteptau ca în fiecare an sute de participanți la slujbă. La bucătărie și la brutărie se lucra de zor, zeci de pâini erau pregătite și băgate în cuptor, în vreme ce în cazane fierbeau caracatițe și sepii, fructe de mare pescuite din largul coastelor Athosului. Pe Sfântul Munte, viața monahală își continuă ritmul milenar. Fiecare chilie și fiecare mănăstire își are propriul program de ținere a slujbelor. Pe această bucată de pământ din Marea Egee, unică în lume, rugăciunile se înalță neîncetat, zi și noapte, pentru iertarea păcatelor noastre, ale tuturor.